În Duminica Florilor, sighetenii sunt invitați la festivalul concurs de cântece religioasă organizat de Centrul Cultural Sighetu Marmației, Parohia Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și Primăria Sighetu Marmației. Evenimentul se află la prima ediție, iar organizatorii spun că pregătesc un program bogat care să aducă în inimile oamenilor spiritul sărbătorilor pascale. Festivalul concurs va începe la ora 16 și va avea loc la Catedrala Ortodoxă Sfinții Mihail și Gavril din Sighetu Marmației. În Duminica de Flori, Centrul Cultural Sighetu Marmației împreună cu Primăria Sighetu Marmației și cu Casa Parohială Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Sighetu Marmației pregătesc un festival concurs numit Cântați Domnului Cântați. Este un concurs de cântece religioase. Cei care doresc să se înscrie pot să o facă, vârsta este între 12 și 18 ani, fiecare va interpreta un cântec bisericesc sau priceasnă și bineînțeles avem și un juriu format din specialiști, din preoți, din interpreți consacrați și din oameni de specialitate, iar până la decernarea premiilor vom avea și un program în care vor fi prezenți invitați special, printre care corul Catedralei Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, condus de doamna profesor Carmen Oprișanu, arhidiaconul profesor Adrian Dobreanu, care va fi și președintele juriului, Ioan Sas, Angelina Timiș-Lungu, Veta Biriș și, bineînțeles, toți cei care vor fi prezenți acolo. Până la urmă, cântecul religios este o rugăciune către Dumnezeu cântată. Așadar, vă așteptăm pe toți în Duminica de Flori, începând cu orele 16 la Catedrala Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Sighetu Marmației, pentru a fi împreună la acest festival concurs de cântări religioase, Cântați Domnului Cântați. Participanții s-au înscris deja, iar la final vor fi premiați cu bani. Avem 15 participanți și sperăm să fie un început, pentru că fiind prima ediție, sperăm că de aici încolo să avem nu numai interpreți, ci și coruri care să vină să participe la acest festival. În ce constau premiile? Premiile sunt în bani. Avem marele premiu, premiul întâi, premiul al doilea, premiul al treilea și o mențiune. Și bineînțeles vor primi și o icoană fiecare participant. Iar cei care nu iau premiu, bineînțeles, vor avea și o diplomă de participare. Accesul invitațiilor este gratuit? Sigur că da, poate să vină oricine să fie prezent la această manifestare. În final aș vrea să mulțumesc echipei de la Centrul Cultural Sighetu Marmației și, bineînțeles, preotului Dan Ioan Sideu, preot paroh de la Catedrala Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Sighetu Marmației, pentru tot ajutorul și sprijinul pe care ni l-a acordat ca acest eveniment să se poată realiza.